Coca-Cola conținea cocaină. Acest tip, John Pemberton, care era un farmacist, iar casual așa mai mergea și pe la război. Foarte casual. Pus la pământ pe câmpul de luptă, medicii au administrat morfină pentru a-i reduce durerile. Tipul a scăpat, a trecut peste, dar a rămas cu o dependență de morfină. Așa că în anul 1886 și-a inventat leacul pentru dependența sa. Era un mix de vin roșu, nucă de cola și frunze de coca. Adică frunzele plantei din care se face cocaina. Și a denumit-o Pemberton French Wine Coca. A făcut publicitate ca fiind un leac pentru foarte multe afecțiuni, numai că în vremea aceea era interzis alcoolul. Așa că a trebuit să scoată vinul roșu și să-l înlocuiască cu foarte mult zahăr. La fel ca acum. După înlocuire, a trebuit să rebranduiască numele băuturii și așa s-a ajuns la Coca-Cola. După moartea sa, noul patron ce a venit la conducere, S.E. Candler, a scos cocaina din suc în anul 1929. Știai că poți să-ți cumperi o mumie adevărată? Ei bine, trebuie să ai ceva bani să faci asta. În Egipt, oamenii tot găsesc lucruri îngropate. Localnicii, mai specific în zona Cairo, au început să sape sub casele lor pentru a găsi artefacte străvechi. Există o piață neagră pentru aceste antichități. Valoarea anuală estimată pentru o mumie vândută pe o astfel de piață este cuprinsă între 2 și 6 miliarde de dolari. Gândiți-vă că sunt oameni foarte bogați care cumpără astfel de chestii. Care este prima țară care îți vine în minte când îți zic de condusul cu volanul pe dreapta? Probabil Anglia, nu? Iar dacă spun să mai dai 2-3 exemple, probabil o să-mi spui Australia, Japonia și Thailanda. Ei bine, sunt 54 de țări în lume unde se conduce cu volanul pe dreapta. Tu crezi în mașina timpului? În timpul unui meci al lui Mike Tyson, care a fost în anul 1995, în public se vede un tip care filmează meciul cu un smartphone. Sincer, pare un iPhone 11 alb. Cert e că ăla sigur e un smartphone acolo, numai că în anul 1995 nu existau smartphone-uri și erau telefoanele acelea cărămidă. Un alt caz interesant este din anul 2003, acolo unde un tip a transformat 800 de dolari în 350 de milioane de dolari. Cum a făcut asta? Clar, a câștigat la loto. Numai că suma aceea atât de mare a ridicat niște semne de întrebare. Așa a intrat și FBI-ul pe fir, care l-a luat pe tip la declarații. Iar aceștia presupun că este un călător în timp și că este din viitor cu 250 de ani. Este foarte ciudat pentru că acesta nici măcar nu avea identitate până în momentul în care a câștigat marele premiu. Am fost vizitați de extraterestri, guvernul Americii și Pentagonul a declarat în mod public că au dobărât 4 obiecte neidentificate pe teritoriul Americii într-o singură săptămână. We're calling this an object because that's the best description we have right now. Ultimul OZN a fost dobărât în zona Alaska, iar piloții ce au participat la această misiune susțin că acest obiect părea a nu fi controlat din interior și că avea dimensiunile unei mașini mici. Jeleurile astea au fost denumite ursuleții din iad de către un băiat din America. Este vorba de Luke, care a mâncat acești ursuleți fără zahăr. Aparent, jeleurile fără zahăr conțin sirop de glucoză hidrogenat în locul îndolcitorului obișnuit, adică zahărul. Această substanță fermentează. Luke era în drum spre examen în timp ce și-a luat aceste jeleuri. Ajuns în sala de examen, profesorul i-a anunțat pe studenți că pauza pentru baie nu mai este disponibilă în timpul examenului din cauza problemelor cu copiatul din trecut. Așa că ultima șansă este acum, înainte de a începe examenul. Luke nu s-a folosit de această șansă citând. Orice demon nu și-au eliberat încă necromația lor nesfântă pe stomacul meu. Așa că, într-un moment de nebunie ignorantă, am rămas așezat, mestecând încă acele bomboane în formă de urs în miniatură. Testul a început, Luke a ajuns undeva pe la întrebarea 6, a simțit o chestie ușor jenantă pe la abdomen, dar a trecut cu vederea. A ajuns pe la întrebarea 9, a simțit un junghi foarte puternic în colon, pe semne că urșii au început să-și facă de cap pe acolo. La întrebarea 14, cea mai mare frică a lui Luke s-a transformat în realitate. Magia întunecată, arzătoare, fierbinte și lichidă a urșilor satană s-a izbit de sfincterul meu anal cu un val.
am reușit să închid trapa la timp, dar acești urși necruțători și toxici au bătut ca orcii care sparg ușile adâncului lui Helm. Cu 15 întrebări rămase, Luca a dat o singură variantă la toate ca să termine mai repede și să iasă din sală. Am dat buzna în toaletă și iată, am văzut toaleta pentru persoane cu dezabilități goală. Razele soarelui de la fereastră străluceau asupra ei, de parcă ar fi fost un dar de la Dumnezeu. Mi-a luat 0,5 secunde să-mi desfac catarama curelei, să-mi trag pantalonii și în cele din urmă să-mi relasez fezele obosite pe scaunul de toaletă. Aproape imediat, porțile iadului s-au deschis și sufletele blestemate și lichefiate a unei întregi pungi de urși gumă au plâns în timp ce mi-au ars sfântul meu anus. Nu simțisem niciodată o astfel de agonie, dar și fericire simultan. După toate astea, Luke s-a dus acasă, a săpat o groapă, iar restul de urși rămași i-a ars în acea groapă. Tu ai fost vreodată pus în o asemenea situație?